Hai, salutare lume! Am și luat detecție puțin, vreo 2-3 ore. Într-o pădure super frumoasă, nu am mai fost pe aici. Și vreau să văd ce aș putea găsi pe aici. Pare foarte interesantă, e plină de drumuri vechi. O să merg în față pe drumul ăsta și revin la primul final. Hai, Doamne, sper să am noroc! Și am scos primul obiect. Cred că este vorba de un cuțit. O lamă. O lamă de cuțit. Hai mai departe. Am găsit la fel aici, un vârf de lam, cam gros. Ciucănitoare. Un nasture. Ia să vedem, are desen. Nu are, e simplu. Hai că mai devreme venise pădurarul după mine să mă întrebe, vezi doamne, dacă am autorizație. Foarte curioși oamenii ăștia. Mereu am probleme. În orice pădure mă duc, trebuie să vină cineva după mine să mă întrebe ce caut, ce fac aici. Da, ciudat. Foarte curioși românii. Ia să vedem. Opa. Cred că avem un amnar. Da, un amnar. Un amnar frumos. Nu mai știu cât de vechi o fi. Deci n-am avut și un semnal de neferos astăzi. Niciun semnal. La nasturile luate. În rest, seamnă numai după fiare. Și o monedă de 10 bani. Altă monedă, cred că asta să fie mult mai bine. Ah, 5 bani. 5 bani, 1955. Da. Mai departe, uite și un inel de porumbel, aici în frunze. Vedem din ce an este. Rod 2002. Super tare. Un alt inel. Rod 2005 este. Deci am două inele pentru mire. Nu, n-a căzut. Am găsit chestia asta, dar nu știu de la ce-o fi. Dacă știți voi, să îmi scrieți în comentariu că n-am idee. Fix în față e o căprioară. Să uite la mine. Gata lume, și atât pentru astăzi. Nu prea am făcut multe descoperiri, dar
Da, na, măcar am făcut mișcare. Vă mulțumesc că v-ați uitat la video și ne vedem data viitoare. Pa, pa!